Ceremonialul dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României se va desfășura în Deva, pe Bulevardul 22 decembrie, în zona Ulpia, în data de 1 decembrie, începând cu ora 12. Programul manifestărilor cuprinde salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios, rostirea de alocuțiuni și defilarea gărzii de onoare, iar în spațiul oficial destinat ceremoniei vor avea acces maximum 200 de persoane. Acestea trebuie să fie persoane cu certificat verde de vaccinare anti-COVID. Vom sărbători ziua de 1 decembrie la Deva, în municipiul reședință de județ. Va fi o paradă restrânsă datorită pandemiei. Încercăm să facem o cinstire a Zilei Naționale într-un grup cât mai restrâns, cu maxim 200 de persoane conform hotărârii guvernului, și încercăm să implicăm toate instituțiile statului care să vină la ora 12 să sărbătorim Ziua Națională a României. Pentru buna desfășurare a ceremoniei dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României, se va restricționa traficul rutier în municipiul Deva, pe Bulevardul 22 decembrie, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Mihail Cogălnicianu și intersecția cu Bulevardul 1 decembrie 1918, sensul giratoriu de la IPH, începând cu ora 11, până la încheierea manifestației publice. De asemenea, în această seară, începând cu ora 21, până la încheierea manifestației dedicată marcării zilei de 1 decembrie, nu se va permite parcarea autovehicolelor în alveola din zona Ulpia.